cum arată propaganda, cum se manifestă de fapt propaganda rusă în Republica Moldova și cum faceți să o contracarați? Ea, într-adevăr, există și cred că noi am fost toleranți. Autoritățile au fost toleranți față de, prea toleranți față de acele canale de televiziune și de radio și de agenții de presă care admiteau astfel de știri neverificate, manipulatorii, dar în sfârșit se iau măsuri și legislative. Serviciul nostru de informații și securitate a demonstrat pe parcursul acestei perioade că este vigilent, urmărește și acele postările care au loc în spațiul mass media, online sau în presa scrisă, astfel încât să nu admită știri care să ducă la escaladare, să provoace, să încurajeze ura, discursul de ură, știri false, etc., etc. Deci acesta nu înseamnă că noi violăm libertatea presei. Noi ținem la libertatea presei, societatea este vigilent astfel încât ca instituțiile să nu depășească limitele responsabilităților lor, astfel încât să asigurăm echilibru între controlul asupra propagandei și știrilor manipulatorii, dar în același timp să asigurăm libertatea presei, dar o libertate presei care informează corect și respectă și legislația și se înscrie în bunul simț și al valorilor democratice care stau la baza Constituției noastre și a legislației noastre.